Romanul Marele Gatsby, scris de Francis Scott Fitzgerald în 1925, ne prezintă o poveste de dragoste dintre Jay Gatsby și Daisy, o tânără dintr-o familie înstărită. În fapt, el zugrăvește întreaga societate americană a acelor ani. Personajele ce apar rând pe rând în roman ne dezvăluie cum se vede dintr-un anumit loc social, educațional și moral, societatea americană. Desigur că personajele principale sunt Jay Gatsby și Daisy, care s-au întâlnit în urmă cu 5 ani și s-au îndrăgostit. Însă continuarea acestei idile este imposibilă și căsătoria respectiv la fel este imposibilă, datorită diferențelor sociale. Tânărul Gatsby nu îi poate oferi încântătoarei și diafanei Daisy confortul din casa părinților săi. Dar el nu uită această fată frumoasă. Își propune și reușește să ajungă atât de bogat, încât nu numai că își poate permite căsătoria dorită, ci chiar să se facă dorit, să impresioneze prin lux și opulență. Însă, frumoasa Daisy nu îl așteaptă și se mărită cu Tom Buchanan, fiul unei familii bogate, căsătorie din care a rezultat un copil, o fetiță. Naratorul romanului, Nick Carraway, văr de-al doilea cu Daisy, îl întâlnește pe Gatsby și prin intermediul lui cei doi se reîntâlnesc. Începând cu evenimentele petrecute înainte de povestea propriu-zisă, desfășurarea intrigii oscilează de la trecut la prezent. Acum Jay Gatsby este Marele Gatsby, un personaj bogat și excentric. Are o reședință somptuoasă, unde petrecerile se țin lanț și șampania curge din abundență. Marele Gatsby este un personaj enigmatic, despre care se fac tot felul de presupuneri, zvonuri și bârfe, precum că a fost un spion, a omorât un om sau a studiat la Universitatea Oxford. Acest roman este expresia visului american, un vis despre libertate și realizare de sine, care cu timpul a devenit doar un vis despre succes. Valori, sentimente, dorințe intense, orgolii și acțiune. Toate povestesc despre lumea anilor 1925, lumea jazzului.